Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la Amatorii de Cultură. După o lungă pauză în care am avut niște examene și o sesiune de aia de la mama ei, dar a trecut și acum ne putem relua activitatea, începând cu un subiect notoriu și foarte stufos. Este vorba despre filozofia lui Fyodor Mihailovici Dostoievski, un gânditor, un scriitor, un psiholog și, îndrăznesc să spun, chiar filozof, care ne propune o abordare a existenței, a dramei inerente și imanente a omului într-o perioadă în care spațiul acesta al influenței religioase a început să fie tot mai controversat, iar angoasele și anxietățile erau din ce în ce mai pregnante. Vorbim despre o modernitate care a reintrodus nesiguranța și dezechilibrul pentru natura umană, iar Dostoievski, pe lângă că surprinde aspectele astea, ne propune și câteva soluții, de ce nu. Haideți să nu mai lungim și să nu mai dăm în stânga-dreapta, să începem, cum zic, forță! Nu este prima dată când îl invoc pe Dostoievski în cadrul canalului de YouTube Amatorii de Cultură, pentru că am mai vorbit despre el la clipul despre Karl Marx și despre comunism, marxism și ideologia aceasta spirituală revoluționară, pe care, după cum am văzut, Dostoievski în romanul său Demonii o intuiește foarte bine, și felul cum relatează el evenimentele în Demonii poate constitui într-adevăr o profeție, de ce nu? Este o vedere în viitor pe care Dostoievski o anticipează pentru ceea ce avea să vină mai târziu, și anume Revoluția Bolșevică. Însă, de ce a putut Dostoievski să prevadă lucruri care urmau să se întâmple? Ei bine, aici l-aș cita pe Emil Cioran, care a spus că Dostoievski este tipul care a înțeles. Și ce anume a înțeles Dostoievski? Ei bine, natura umană și dedesubturile, slăbiciunile și ispitele care îl pot seduce pe om în stadiul său de ființă vulnerabilă. Și aici o să vedem puțin această natură extraordinară a psihologului care a fost Fyodor Dostoievski. Ca să-l citesc pe Nietzsche, el spune că Dostoievski este singurul psiholog de la care are ce învăța. Și îl mai elogează zicând că nimeni nu i-a produs o asemenea bucurie precum i-a produs-o Dostoievski. Ăsta era Friedrich Nietzsche ca feedback vis-a-vis de Dostoievski. Însă Dostoievski are câteva teme centrale și una dintre ele este omul. Strahov spunea că Dostoievski era atât de interesat de om încât făcea abstracție de orice însemna peisagistică, operă de artă, muzică, când era vorba de analiza omului. Iar Dostoievski este foarte interesat și este foarte mult influențat de creștinism, nu doar din cauza poziției geografice. Știm bine că Dostoievski este un creștin din cadrul Bisericii Ortodoxe a Rusiei, însă Dostoievski este pasionat de raportul acesta om-divinitate pe care îl propune creștinismul, pentru că nicio altă religie nu este atât de axată pe situația omului, propunând o îndumnezeire a sa și chiar un om Dumnezeu. Mă refer aici la persoana lui Iisus Hristos. Dostoievski a remarcat aceste avantaje, să spun așa, ale creștinismului și le-a preluat ca un mod de abordare existențială a situației tragice pe care a început să o trăiască ființa umană. Personajele lui Dostoievski au legătură cu biografia sa, cu viața sa, pentru că el a făcut parte dintr-o mișcare revoluționară împotriva regimului țarist, în urma căreia a fost condamnat la moarte, iar în ultimul moment i s-a retras sentința, însă i-a fost dat o pedeapsă să meargă să lucreze la Ocne cu alții nenorociți. Astfel că Dostoievski a știut ce înseamnă odată gândirea revoluționară, spiritul acesta al răzvrătirii, al, dacă vreți, revoluției pe care o propune și în Demonii, și totodată a văzut suferința omului, disperarea și, până la urmă, situația omului în fața morții. Dostoievski era cât pe ce să fie executat și a trăit toată această angoasă a finalului. Oricum, aceste lucruri se vor întruchipa în personaje precum scepticii, ateii sau criminalii din operele sale. Mă refer aici la câteva
figuri iconice cum ar fi Raskolnikov din Crimă și Pedeapsă sau Ivan Karamazov sau din Demonii poate să fie vorba despre Stavrogin. Pe de altă parte sunt și personajele care sunt cumva luminate, sunt cumva mântuite și care vin în ajutorul acestora din urmă. O să-i pomenesc aici pe cei din frații Karamazov și anume Aleosha Karamazov și starețul Zosima. Acești oameni spirituali care văd cumva prin toată această negură a răutății sau a schimonoselii umane și pot să-i ajute și să-i ridice din cădere pe cei damnați. Pentru a înțelege totuși tematica omului, care la Dostoievski este centrală, trebuie să facem o scurtă antropologie a ființei umane și a trăirii sale. Pentru că vedem puțin în antichitate, da? Avem o abordare și pragmatică, dar și metafizică. Da? Omul este interesat și de viața de aici, dar începe să aibă curiozități și de o altă lume, de o lume a ideilor, cum vedem la Platon. Pe măsură ce trece timpul, vine Evul Mediu, unde partea asta spirituală, partea asta a metafizicii, a eschatologiei, este din ce în ce mai ranforsată, este mult mai creionată. Deci vedem această propunere pe care ne-o face Dante Alighieri în Divina Comedie, în care el descrie acolo un traseu prin infern, prin purgatoriu și prin paradis, dar la nivel de macrocosmos. Da? Aceste zone sunt niște spații mari, bine delimitate, da? Sunt situate undeva, sunt frecventabile, iar în Divina Comedie vedem cum Dante și Virgiliu sunt ca doi mici pitici care se duc și străbat toate acele cercuri ale infernului și respectiv ale paradisului. Deci este un spațiu în afara omului și care se poate frecventa. Dacă vrei să vezi analiza pe care am făcut-o la Dante Alighieri prin prisma abordării lui Horia Patapievi, te invit să vezi și clipul acela, îl recomand. Dar ca să revenim la ce ne interesează pe noi, Evul Mediu a fost o perioadă a spiritualității și al macrocosmosului creștin, surprins foarte bine de Dante. Vine după aia Renașterea, unde începe să se cam edifice importanța ființei umane, da? Acest umanism care totuși păstra foarte strânsă legătura cu creștinismul. Însă ființa umană începea să capete un contur, o identitate, o personalitate și era pusă deja pe un piedestal. Am văzut asta la Pico della Mirandola, care ne propune în eseul său De Dignite Hominis, această frumoasă imagine a omului nobil, potent și de asemenea perfecționat și perfecționabil. Însă cu trecerea timpului, după Renaștere, apare mai târziu modernitatea, unde umanismul capătă o latură ruptă de spiritualitate, de creștinism și intră în această zonă a scepticismului, a ateismului, a nesiguranței și în interiorul omului se cam pierde această stabilitate, această siguranță. Omul începe să-și pună întrebări, ceea ce este un lucru bun, însă odată cu întrebările începe și nesiguranța, angoasa, anxietatea și în final drama existențială. Aici mulți filozofi și mulți gânditori au încercat să propună tot felul de soluții, iar unul dintre ei, e vorba de eroul nostru Dostoievski, a fost foarte perspicace și de-a dreptul genial, pentru că el spune că abordarea aceasta a creștinismului lui Dante, pe care el o expune în Divina Comedie, cu macrocosmosul, nu mai este foarte relevantă pentru omul modernității, pentru, să zic așa, omul recent, pentru că el nu mai trăiește aceste lucruri la nivel de macrocosmos și cumva ele s-au interiorizat. Raiul, iadul sunt trăibile în interiorul omului. El trăiește și starea de infern, starea de disperare, poate să treacă în interiorul său și prin purgatoriu, da? Să se purifice, să se mântuiască, să-și spășească păcatele și apăsările și dramele și să ajungă în final la o stare de pace, de liniște, de comuniune cu Dumnezeul creștin, care este starea aceea a raiului, a paradisului. Însă aici trebuie atras atenția. Nicolae Berdiaev, care îl analizează pe Dostoievski și s-a ocupat de filozofia lui Dostoievski, spune că Dostoievski, atenție, nu neagă existența raiului, existența infernului la nivel de macrocosmos, cum o relatează Dante. Dostoievski crede în existența raiului și iadului în viața de apoi. Însă,
la nivel de palpabil, la nivel de trăire pentru omul recent, deci nu mai vorbim de omul medieval sau omul renașterii, ci omul recent, această trăire a infernului și a paradisului este imediat, este în proximitate, este în interiorul său, și atunci trebuie o abordare și o viziune de microcosmos, da? Deci transcendența raiului și iadului, cum am văzut-o la Dante, nu mai este vizibilă pentru omul recent. După cum spune Berdiaev, pentru omul nostru raiul și iadul și-au închis porțile, da? Nu mai poate să le străbată omul cum o făcea Dante și cum o făcea Virgiliu împreună cu Dante. Și atunci transcendența, da? Ceea ce a fost în afară vine înăuntru. Omul are și iadul și raiul înăuntru său, în interiorul său. Și atunci Dostoievski trebuie să vină cu o soluție și într-adevăr o face, de a ne expune această dramă inerentă și imanentă pe care omul o trăiește prin fluctuația de stări din interiorul său. Tipul acesta de abordare a evului mediu era foarte simplă, da? Răul este X, binele este Y. Ca să ajungi de la X la Y, trebuie să faci următorii pași, totul foarte tactic, descris foarte exact și problema e rezolvată. Ei bine, asta nu mai este așa de ușor, nu mai e totul așa de evident pentru omul modern. Iarăși, umanismul raționalist pe care l-a propus Renașterea, nici el nu mai corespundea cu ceea ce avea nevoie omul modern. Și atunci avem doi autori care surprind această stare a omului și o surprind foarte bine. Este vorba despre Dostoievski și despre Nietzsche. Amândoi văd că nu mai merge nici cu soluțiile din Evul Mediu, nici cu soluțiile din Renaștere. Trebuie ceva cumva adaptat, sigur inspirat de cele două, dar trebuie personalizat pentru situația omului modern. Pentru omul modern nimic nu mai este evident, nimic nu mai este ușor de identificat. Omul modern nu mai este o ființă statică, o ființă căreia îi dai o rețetă și l-ai rezolvat, este ceva obiectiv, general valabil, merge la toată lumea și este ok. Omul modern este o ființă dinamică, o ființă în mișcare, o ființă tot mai tulburată, tot mai instabilă, și atunci trebuie să surprinzi odată starea lui, să-i pui acest diagnostic și după să vii cu un tratament tot mai țintit, dar personalizat și care să rezolve această angoasă existențială. Nietzsche și Dostoievski au înțeles lucrul ăsta și au venit cu propuneri, însă diferite. Urmează să vedem. Stați că aveam aici și un citat, am uitat să-l dau, de la Berdiaev. Zice: afirmarea de sine și autosuficiența umanistă și-au găsit sfârșitul la Nietzsche și la Dostoievski. Revenind, cei doi mai au o chestie în comun, stilul dionisiac. Cu toate că Dostoievski este recunoscut ca fiind un autor creștin, un autor spiritual, un autor profund, nu trebuie să ne fie rușine și să ne ferim în a afirma că este un autor dionisiac, iar nu apolonic. Spuneam la clipul despre Nietzsche că spiritul apolonic este cel înclinat spre stabilitate, cultură, da, poezie, iar spiritul dionisiac este această stare turbulentă, de vitalitate, de pornire, da, deci este ceva foarte dinamic, iar stilul apolonic este mult mai static. E bine, și Dostoievski și Nietzsche sunt dionisiaci, pentru că extazul și revelația pe care Dostoievski le descrie și le și trăiește el însuși sunt de natură dionisiacă, nu sunt statice, da? Nu sunt, îndrăznesc să spun, molcome, sunt de-a dreptul turbulente, da? Vin cu o intensitate foarte mare. Nietzsche la fel, vitalitatea pe care Nietzsche o propune în starea asta asupra omului este, bineînțeles, de natură dionisiacă. Nici oricum, e dionisiacul de la mama lui, adică n-ai cum. În fine, până la urmă, Nietzsche propune acest supraom în care, spune și Berdiaev, omul este devorat de acest supraom. Condiția umană este ceva deplorabil pentru Nietzsche, este ceva ce trebuie repede să ne descotorosim de el, că nu-i bun, da? Trebuie să te scapi de toată această slăbiciune, toată această stare de vulnerabilitate și să adopți poziția supraomului, să lași supraomul să te înghită și tu, ființă slabă și vulnerabilă, să te lași înghițit de acest supraom potent, viril, dominant, bestial de-a dreptul, și asta rezolvă problema și drama umanității. Asta este varianta lui Nietzsche.
La Dostoevski, după cum am spus, este această înclinație spre creștinism, dar un creștinism aplicat pentru vremurile moderne. Așadar, Dostoevski este impresionat, după cum am spus, de persoana lui Iisus Hristos, care este omul Dumnezeu, care propune și invită ființa umană spre îndumnezeire, dar cumva păstrându-și latura umană, nedevenind o bestie potentă și dominantă, cum propune Nietzsche. Este această discrepanță între stilurile de abordări dionisiace, odată starea aceasta a puterii, beției și potenței pe care o vedem la Nietzsche, comparată cu revelația și extazul cristianic, da, creștin, pe care îl întâlnim la filozofia lui Dostoevski. Cumva aici merge și cu comparația mitului adamic, nu? Hibrisul adamic, în care vedem că Adam a vrut să devină Dumnezeu, a avut această urmă de orgoliu, de mândrie, care a aspirat spre divinitate, dar nu într-un sens al împlinirii, ci într-un sens al mândriei și al aroganței. Domnule, eu vreau să devin zeu, eu vreau să mă fac ca Dumnezeu. Și atunci supraomul merge cu această variantă a hibrisului adamic, da? Supraomul lui Nietzsche. În schimb, la Dostoevski vedem contrariul. Iisus Hristos, da? Cel din creștinism, o ia în sens invers. De la Dumnezeu, el ajunge la om. Această chenoză a Dumnezeului care devine om este opusul hibrisului adamic, care dorește dintr-o pornire orgolioasă să aspire la divinitate. Deci cumva rezultatul este același. Omul devine Dumnezeu, dar este cumva un sens invers și o altă stare de spirit. Cam atât am vrut să discutăm astăzi, pentru că Dostoevski este un autor și un filozof foarte complex. Este mult de discutat, de asta o să fac această serie în mai multe clipuri. Oricum, până data viitoare, nu uitați să vă abonați, să dați un subscribe, un like, un share dacă vreți să mă ajutați și să vedeți și pagina noastră de Instagram, unde mai postăm și conținut extra. Vedeți ce avem de acolo, e șmecher. Până atunci, numai bine, vă salut cu deosebit respect. Ciao!